vă rog frumos să ieșiți cu mine sus, trebuie să intrăm peste dumneavoastră. O să folosesc și salutare, salutare, vereșanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de GTA Real Life. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. E bine, vereșanilor, am văzut că ați apreciat foarte, foarte mult episodul anterior. Așa că astăzi am decis să revin în forță cu unul nou. O să mă duc rapid la magazinul de arme să-mi cumpăr ceva arme, bineînțeles. Sper să vă placă și vă acest clip și am început în forță cu un intro destul de frumos, după cum bine ați putut observa. De acum încolo, episoadele de GTA Real Life o să cer să le editez, pentru că, sincer, sunt unele dăți în care pur și simplu nu fac nimica, să zicem așa, și na, e cam plictisitor probabil pentru voi. Ok, hai să vedem ce mai iau. Uite, ne luăm baionetă, una, bineînțeles. Da, așa, perfect. Mamă, izi, una, am rămas, să rămân fără bombe, vereșanilor, mamă, aici cu pistol, bai vereș. Bă, super tare, suntem cu... Acum. Hai de cap, asta m-a urmărit. Bună seara, domnul polițist, vă salut cu respect. Bună seara. De ce fura din magazin de arme? Sper că doar un pistol cu 10 gloanțe, că doar asta aveți voi. Nu, domnul, uite, sunt sincer cu... Uite, domnul, sunt sincer cu dumneavoastră și nu. M-am cumpărat, stați două secunde să mă uit că l-am pus și în portbagaj. Dacă îmi permiteți puțin, nu se întâmplă nimic. Puteți sta oricum cu arma pe mine. Două secunde, dacă îmi permiteți. Deci am cumpărat așa, un pistol, petrol și un cuțit. Cu părere de rău, 144. Știu, domnul, dar... Autoapărare 10 gloanțe, domnule. Oricum nu-l foloseam eu doar pentru amenințări și cam atâta. Doar că îmi place să cumpăr mai multe pentru că na. Ia uite colegul ce avea la el. Care coleg? Dar nu se poate rezolva altcumva, domnilor polițiști. Cum altcumva? Păstrezi eu petrolul ăla, că o să mai am nevoie. Dar nicio problemă, puteți să le las dumneavoastră. Nu mă deranjează, nu mă uit eu la banii ăștia. La... ceea ce am cumpărat, de fapt. Na, eu chiar nu știu semn, domnul, că nu este voie, doar maxim... Domnul, ne pare rău, domnul, dar, din păcate, trebuie să facem la... Ai, zeu, țicar. Haideți, domnul, vreți ceva? Hai. Dar, domnul polițist, nu se poate rezolva cu ceva, o gogoșică, ceva? Mă mergem cu jandarmeria, mă duc. Domnul, mă auziți? Mă rog eu frumos. Eu vă înțeleg perfect, dar n-am avut de unde să știu, domnul meu drag. Vedem ce vă spune judecătorul, domnul. Înțeleg. Sperăm că o să fie bine. Da, domnul, să fac ieși. Dar, chiar, cum să vă spun dumneavoastră, aveam multe chestii în plan. Chestii, bineînțeles, bune. Care să fie în folosul orașului Zentrix, nu... rău, nu sunt un răufăcător. Stați puțin că verific dacă filmează OBS-ul, bineînțeles că filmează și dau puțin mai tare pe băieți să se audă. Mă chiar aș aprecia, domnul, dacă ați putea să... nu știu, să-mi dați o mică... Da, domnul, și oricum, nu le-am cumpărat ca să fac rău orașului și chiar sunt sincer cu dumneavoastră, dar nu știu semn exact care-i. Nu le-ați cumpărat ca să le faceți rău, dar din păcate nu aveți voie. Am înțeles. Știu că asta-i... nu știam exact cum stă treaba cu legea și de asta. Ok, vereșanilor, hai că în cele din urmă am fost și eu eliberat de la închisoare și totodată răpit instant, adică cineva a pus... cineva l-a pus pe domnul ăsta să mă răpească, ceva de genul, habar n-am, uitați-vă și voi, sunt aici într-o parcare, îngenunchiat, buzin și bătut acolo, câteva mici julitori. Și văd că a venit o mașină, hop, mamă, lol.
Ce se întâmplă aici? Ajutor, ajutor, ajutor! Voce realistă. Așa. Ajutor, domnul polițist, vă rog frumos. Salvați-mă, domnul polițist, m-au bătut. Gata, mă, gata. Vă rog să nu-i faceți nici rău. Faci în schimbul? Dau bani în schimbul lui, domnul. Vă rog frumos, domnul polițist. Faci în schimbul lui. Stai pe loc, domnul. Mă, te mai mișcă. Ce-s, domnul? Ia să vedem. Mamă. Descurcă-te aici, că lupus. Să-l caut zona. Mă, ce paște bengoasă are aici. Domnul, vă rog mult. Eliberați-mă. Gata, poți pleca, poți pleca. Tu, SWAT, stai jos în genunchi. O să mă duc mâinile așa sus. Mamă, nice. Bun. Dar văd că e jandarmerie, e poliția aici. Am și eu pistol, văd. Nu știu cum să ies pe aici, pe aici trebuie să ies, cred că. Dacă aș putea să fac într așa fel încât să salvez pe polițist, da, este foarte greu pentru că trebuie să știi antrenament. Dar na. Poate revenim. Și vedem. Bine, el mi-a dat și drumul într-un fel și după mă pun din rău cu el, mai bine las că polițistul oricum de scăpat o să scape, deci nu o să fie problemă. Nu, bun, hai să vedem. Ne ducem rapid mai jos, să vedem, mai avem mult de mers. Tot de coborât. Bun, hai că am ajuns, nu știu, bă, că băi băiatule. Ok, să vedem unde este un garaj, aia e problema. Nu știu cine a pornit sirenele, adică, gen, what the fuck. Ok, luăm o mașină rapid de aici, bereșa. De fapt, aici ar trebui să fie un garaj, nu cred. Iau o mașină de aici și vedem ce facem până la urmă. O să încerc să mă duc la ceva jafuri, chestii, pentru că s-ar putea să iasă cu brio. Dacă mă uit în chat, nu prea s-au dat jafuri și chestii. Bine. Bă, frate, mașina asta merge cu spatele, what the fuck? Hai să iau. Nu merge W. Lol, nu merge W. Ok. Am înțeles cum se treaba. Dubios rău. No, bun, hai să vedem, dăm puțin P. Mergem aici rapid, vreșanilor, să vedem. Încercăm și noi un mic jefuleț aici, dar nu știu exact unde e pornită sirena. Păi, da, cred că sunt player pe acolo și nu e ok. Dacă mai încearcă cineva. Văd și albaneza. Mamă. Mașina. Oprește mașina. Mâinile sus. Mâinile sus. Bună ziua, domnilor. Fața la mașină. Bă, frate, ăștia n-au... Uite, deci tu rapid de toți, mă, fiu. Treci în jeep. Domnilor, dar fără să vreau, am intrat în dumneavoastră. Ca un apă, dacă vrem, care vreți. Cer scuze, domnule, dar chiar nu am vrut. Ce n-ai vrut? Să intru în dumneavoastră. Păi, dar nu de asta te-am luat, oricum te luam, stai liniștit. Am înțeles. Hai, ți-am luat căscuță, telefon. Domnule, am familie, mă așteaptă 5 copii acasă, domnul. Păi dacă ai bani la tine sau ceva ce ne interesează, e bine, dacă nu mori. E foarte simplu. Toată rătările de mașină. Hai, ți-am deschis așa. Ia, pune-te în genunchi. Ok, hai să vedem. Fac pe inocentul momentan, după care... Mă scos cum aveți, domnule. Elegant. Domnul, vă rog eu frumos. Ia stai să-ți bag una în buzunar, să ce-ai. Prin uciderea mea vă faceți rău noastră. Sunt organ al legii, doar că civil. Oamenii, n-aveți nimic bun. Știu, domnul drag, dar aș aplica dacă, nu știu, uite, vă dau din puținul pe care l-am, uite, 50.000. Sau câte 30.000 de 30.000 de persoană. Uite, 30.000 dumneavoastră, 30.000 colegului dumneavoastră. Ce ziceți? Bine, bine. Hai, fă așa. 7. Poți să... Ok. Dar nu merge, nu mi-a... Out of character mi-apare telefonul. Scoate-ți-mi astea, că nu... Scoate catușele colegul, că nu poate. Da, că s-o introdus update. Ok.
Ei, domnul, acum două secunde. Deci, câte 30.000 de persoane, da? Da, da. 7, 2, 9, 7. 30.000. Gata, domnul. Cu mască. Și acum domnul e cu cagulă. 21400. Deci 7297 21400 30.000. Gata, domnul. Mulțumesc frumos. Vă ridicați când plecăm, bine? Deci 21400 cu 7297. Bun, mergem să-i dăm în gât rapid la miliție. La miliție, doamne, la poliție. La ce le fac eu ăsta, ești nebun. De ce nu merge, frate, să-i iau? Nu știu, sunt câteva buguri am văzut pe Fiber care trebuie să-i rezolvate. Mă duc cu de-asta de seara și... Bun, mergem rapid la secții și facem, nu știu, eventual într-un loc mai retras și facem un apel. Doi mafioți, să zicem așa. Facem rapid un apel aici către poliție și vedem ce reușim să facem. Deci 21400 cu 7297. Mamă, ce le fac ăstora? Bun. Cap aia să vedem. Mergem rapid la servicii. Telefon. Servicii. Poliție. Nevoie urgentă. Ia să vedem dacă... O să vină mașina de poliție, ceva în genul ăsta, deși nu cred că sunt șanse. Am înțeles. Da, hai să vedem dacă mai putem da ceva jafuri, chestii, dar la magazin nu cred că se poate pentru că... Na. N-am înțeles, deci nu sunt șanse să facem plângeri. Deținute. Hai să ne luăm Dodge Challenger-ul. Că ăsta de poartă noroc. Am înțeles. Deci de... Nu știu de ce există încă buguri, habar n-am, poate că n-am mai jucat eu 5M sau chestii, dar nu știu, nu pot să-mi dau seama. Bun, mergem rapid la un magazin, vereșanilor. Vedem ce magazin avem aici prin zonă. De fapt, am zis că mă duc la bancă, dar de unde, că am fost răpit. Am zis că mă duc eu la bancă, dar nu știu, astăzi toată lumea are ceva cu mine. Sunt răpit, lasă că ne schimbăm noi foaia, vereșanilor, nu-i problemă. Schimbăm noi foaia. Intrăm aici frumos. Uite mașina. Nu știu, cred că e medicul cu sirenele aprinse, că altcumva nu-mi explic sincer. Ok, hai să vedem. A început jaful. Oh, am început jaful. Nice. Nice. Ok, bine. Ok. Oare pot intra? Uite aici așa. La bine, aici e riscant tare. Hai că am început și jaful, e bine. Super tare, vereșanilor, cred că o și veni deja bogeții pe aici. Uite gloanțe am. Hai că am ceva. Ideea e că... Na, bun, hai să vedem. Deci trebuie să așteptăm 690. Eu o să pun o mică pauză, vereșanilor, și în caz că o să intervine, să zicem așa, jandarmeria în acțiune, o să intervine jandarmeria în forță, o să revin... A, de unde cam intrat? Ieși afară, o să folosesc armamentul. Ieșiți afară acum, sunt înarmat. Ieșiți afară. Poliția nu mișcă nimeni. Ieșiți afară. Poliția nu mișcă nimeni. Ieșiți afară, o să folosesc armamentul. Nu... Poliția! Ei! O să folosesc... Avem carabin aici. Avem intervenția. Ce intervenția? Nu sunt polițiști. Ei, folosim carabină. Bă, dar să intervin la jav, nu știu, au voie să facă. Gata, ce-ai făcut, domne? Domnule dragă, iarăși dumneavoastră. Plăti taxa pentru... Iar dumneavoastră! Ia, chiar ai plătit taxa de protecție. De cât costă? Știi că banca asta aparține clanului albanez, nu? Da, vereșanilor, nici bine nu am dat jaful și deja ăștia m-au pântit efectiv, deci îmi iau target. Hai amândoi, hai ieșiți, hai în mașină. Nu am înțeles, bă, fratele meu. Hai să vedem. Hai, intrați în mașină amândoi. Mamă, ești nebun la cap, frate. Am înțeles, iarăși. Intră și tu în mașină. Hai, bă.
Intru pe cealaltă parte. De cealaltă parte, de unde? Doamne, frate, deja nu pot să cred așa ceva. Toată lumea îmi dă target pe serverul ăsta, acum mă cunosc. Așa, intră, intră, băi, 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 du-te. Hai, ajută-mă! Bă, bă, puli! Ajutor! Să-ți puli cea la șafie și ne pun la cap. Băi, eu ți-am zis să ne facem poliții. Nu-i nimica, domnul, chiar dacă o să plătesc cu viața mea... Să ne facem poliții și tu, nu? Tot o să intrați dumneavoastră la pârnaie, nu-i problemă de război. Te-ai zis? Chiar dacă o să trebuiască să plătesc cu viața mea, tot o să intrați voi doi la pârnaie. Pentru ce faceți acum? Are lag mare. Ajutor! Ajutor, domnul polițist, ajutor! Avem o static, avem o static, ei! Nu mișca, avem o static! Salut! Ajutor! Tadu! Am înțeles. Ajutor! Tadu! Pe lângă mine, sunteți bine? Nu, domnul, sunt rănit. Opriți melodia, te vă rog frumos, domnul, opriți melodia. Eu? Da, oprește melodia. Ce faci, bă? Bă, bă, ce faci, bă? Ieși afară, mă. Ajutor, domnul polițist. What? N-am ce să fac, domnul. Hai, Valea, Valea. Ajutor. Dar noi nu parcă ne-am mai întâlnit. Domnul, de m-ați răpit atunci ba, în, da, parcarea, în parcarea aceea. Ba da, ghinionul este peste tine, domnule, n-avem. Parcă a spus că n-aveți nimic cu mine, dar cred că aparențele înșală. Acum avem, acum avem că ne-ai... Dar nu înțeleg de ce... cu ce v-am greșit. I-ai luat banca. Banca era banca noastră. Nu banca cu am înțeles. Păi îmi pare rău pe această cale, da, dar până la urmă nu sunt singurul care e deja acolo. Ecstasy, uite-și pe Ecstasy. E singurul care n-a plătit. Exact, deci tu a plătit să-l duci deja. Păi uite, eu mai mult de 20... Vă, uite, vă dau o mașină dacă vreți. Am o mașină și banii, toți banii pe care am. Vă dau un Mercedes! Uite eu. Trage pe dreapta. Trage pe dreapta. Dar știu, îți dau seama. Vă da sirena. Dar de ce se întâmplă treaba asta, Veresania? Hai că da. Ieșiți afară, ieșiți cum ieșiți afară, ieșiți afară. Doamne, se arăpesc tot server. Ajutor, domnilor, ajutor. Puteți să ne scoateți. Doamne, 5 statice și de mâni. Ajutor. Incredibil, asta ceva, frate, ce Caterin, că ești nebun la cap. Dodi! Ajutor, domnilor, ajutați-ne, vă rog frumos. Nu, cu ei, în mașină. Fugi, 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 fugi! Doamnu! Bă, gariaș! Aoleu! Pare rău, pare rău! N-am înțeles, așa cum i-au avut, așa i-au și pierdut pe toți. N-ai cum să conduc cu cătușele la mâini. Eu, și sunt îngătușat acum, așa-i? Băieți, fugiți de el, că-i țigară. Aoleu! S-a dus cu cătușele la mâini. Doamne, frate! Băi, out of character, scoate-mi cătușele, că după... Scoate-mi cătușele, repede. Dacă... oricum v-am pe filmare. Aveți voie doar cu un static, băi, ăștia. Scoate-ți-mi cătușele, repede. Dar nu suntem doi, de ce fiecare câte unul. Exact. Oricum v-am pe filmare și vă dau la admin. Nu sunteți polițiști ca să ne puneți cătușe. Și ce am făcut? Că am mers cu mașina? Nu, suntem hit! În plus, nu eu conduceam. Scoate cătușele, că după rămân cu ele, mane. Scoate cătușele. Și poliția nu vine. Cate mine și mie. Oh my fucking god. Dă-te-mă mai încolo. Doamne, fratele meu. Bă, tu să deschizi ușa. Băi, bă, băiatule, stai cu minte. Bă, mașina deschide. Pesan, deschide-te. Bă, v-am pe filmare, vă dau la admin dacă nu-mi scoateți cătușele.
Hai că închide mașina că îl bubui. Eu am închis-o. A, da. Tu ai închis-o? Care ești? Da. Stai două secunde, care vorbești? Ia zi. Ăsta mai de lângă mine, din fața mașinii. Ăla, nu. Ăla mort? Păi da, vezi că nici eu nu pot să ies din mașină. Am înțeles. A, da? Așa, ăsta. Topul. Aulă, da. Poți să tragi mie cât o te-a pe filmare și bani ții de la mine. Da, 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 sigur. Am înțeles. Aulă, doamne. Mă, ies nebun ăștia, fratele meu, ies nebun rău. Nebunei, băgeții. Ok, Bereșanilor, hai să vedem ce facem. Bă, frate, deci e greu, rău. Că n-ai ce să faci, pur și simplu. Sunt... Deci... Este a treia oară, Bereș, acum cred că pot să mă să dau joc. Este a treia oară, efectiv, când încerc să dau un joc și nu se poate, frate, deci... Deci a devine ceva... Nu, ai văzut? Asta vine pe contrasens. Domnul! Bă, fra... LOL! Domnul, așa se conduce pe contrasens, domnul? Mașina asta. Hai afară. Hai, da, rapid. Nu știu ce se întâmplă astăzi. Hai, mingile sus aici. Stai așa, cu mingile pe capotă. Colegul, ține-l, ține-l să nu fugă. Îl controlezi, stai aici, să te controlezi. Domnul, mi-a săcut. Hai, bagă aici ce... Ia uite, bă, ce are el. Da, aici, assault. Assault rifle la mă, hai, bagă repede la mine. Bă, dau eventual bani, domnul, mai complic. Doamne, bine, dați, bine, unii... dă-ne bani, dă-ne bani. Hai, doamne, dați-ne bani, dar... 10.000 de fiecare. 10.000 de fiecare. E, 10.000. Nu mai am, n-am mai mulți, domnul. Bun, bine, dați aici 20. Dați 20.000 la mine și dau și eu la colegul. Ok. Hai să nu mai stăm așa mult. 3129. Gata, șeful. Hai, hai. De acolo până plecăm. Hai, las. Hai că am mers țintea pe oricât colegul sus. Culcat! Doamne, frate, nu uitați-vă și voi, am rămas acum fără mașină. Dvă, stai să dau slash de... No, nu știu ce se întâmplă astăzi, Bereșanilor. Deci ceva e dubios de rău de tot, adică... Da, Bereșanilor. Mile sus, mile sus, mile altul, sus, mile trebuie sus, să... Mile sus. Era ăla care m-a omorât din aur? Nu, domnul, cum să vă omor eu pe dumneavoastră? Eu doar ce am ieșit din spital. Îmi cer scuze, da, da. Ok, hai că a scăpat. Am înțeles. Sunt nervos, băiatul, nervos. Gata să mă rupă cu bătaia. Da, nu știu, e dubios de rău de tot. Adică, frate, am oprit filmarea puțin și deja, gata, am fost ținta. Nu, deci așa ceva nu e posibil, efectiv. Bun, hai să vedem puțin ce pot vinde. Dacă se poate vinde, bineînțeles. Da, nu se mai pot vinde, deținute. Hai să-mi iau M5-ul ăsta. Nu știu, mă mai duc să mai încerc să mă duc să dau un jaf, să vedem dacă se mai poate, să zicem așa. Mai încercăm o dată, dacă nu pune capăt episodului, că nu se mai poate. Deci, frate, așa ceva, ba să mai vezi pe serverul ăsta, te jefuiesc oamenii în continuu, dar nu-i nimic, că acum n-am eu stare, nu zic eu foarte, foarte hype sau chestii, dar de data viitoare ne găsesc acolo o persoană și dăm bătaie, că nu se mai poate, deci nu, de unde jefuiesc eu tot serverul, mamă. Ceva nu-i, mai ales că am o mașină destul de rapidă. Vă dați seama că o să încerc să fac ravagii. Dar sunt nebuni rău, băjeții ăștia, frate, sunt nebuni rău. Deci jefuiesc în continuu și n-ai cum să o dai cu ei. Nice, hai că nice drift. Deci așa ce... Mamă! Uite și pe asta, numărul 1. Domnul, ce se întâmplă aici? Cu mine vorbesc, domnul. Ce se întâmplă aici? Să trăiți, bună seara! Bună seara, cum e trebuie? Ce faci, ce faci, domnul? Bună seara! Bună seara, bună seara! Bine!
Fai de cap. Se strânge tot serverul aici. Nu? O să nu tragă după mine, că dacă iar mă moare, dau rage. What? Aolo, aolo. Păi, ne... Aolo. Măi, la sus. Iar asta. Bună seara, domnul polițist. Uite, am vrut să cumpăr și o bere dumneavoastră. Ajutor, ajutor! Mâinile sus, mâinile sus, poliția, mâinile sus. Mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus. Iar mă iau ăstea. Ce-a făcut omul? Aolo, deci nu poți da așa. Stai că-i cot eu cotușelul ăsta, split. Ia, stai că i-am luat cheia. Așa. Gata, hai, fugi de aici. Ai văzut, domnul polițist, dacă te pui cu cine nu trebuie. Hai că ți-a... S-a pus cu cine nu trebuie, mi-a dat sentință mare treaba lui, asta e păcatul lui. Trebuie să găsim acum un magazin de arme neapărat. Nu mai apropiau, oare nu găsim și noi, uite pe aici. Hai să vedem dacă găsim aici rapid, mergem rapid să cumpărăm niște arme vereșanilor și să vedem dacă putem să... A, bine, de salvat pe polițist nu cred că sunt șanse, adică na. Aș fi interesat sincer să intru într-o mafie ceva. Deci cred că avem și o bancă prin apropiere. Mă, dar rapid e mașina asta. Deci am putea să dăm un joc aici, să sper. Am trecut oricum de ea, dar merită încercat. Ok, și pe aici... Aici, da. Ok. Ammunition. Da, bun, mergem rapid să cumpărăm de aici. Dar bine, nu prea am bănuți, fratele meu. Uite, merge la pistol 20, mă lasă? Da. 20. 20. Ok. Bine, că am acum ceva gloanțe și am un pistol de autoapărare. Ne mă și ducem rapid la bobancă să încercăm un jaf. Uite, la una din apropiere, uite fix la asta. Uite, avem foarte, foarte puțin, oricum cu BMW-ul ăsta facem, ajungem imediat, deci nu-i problemă. Ok, mamă, deci fuge fundul acestei mașini, ești de mol la cap. Da, am înțeles. Hai că băieți, încearcă deja funda. Mamă, dacă le-aș fura mașina? Nu mai iau cu o static, iată-mi. Dar le fur mașina. Mă, o compor normal. Să fie cineva pe aici? E nimeni aici, văd. Ia să dăm. Da, am început un jump, nice. Ok, vereșanilor, deja se aude poliția că vine. Hai să vedem. Dacă băieții vor interveni în forță. Ok. Au venit deja. Nu intră nimeni, voi folosi armamentul. Nu v-ați auzit, domnule? Voi folosi... Aveți-o static! Nu! Voi folosi armamentul! Sunteți singur? Da. Domnul, vă rog frumos să ieșiți cu mâinile sus, trebuie să intrăm peste dumneavoastră. O să folosesc și... Mamă, frate, dar... E ciudat la GTA asta la real life, pentru că, din, pur și simplu, dacă n-ai o armă să... Aoleu, domnule, ce ați făcut? Am înțeles. Fail, fail și fail. Păi cam asta a fost episodul vereșanilor, eu să pun capăt aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Să sperăm că data viitoare nu o să mai avem parte de astea de ajapuri și noi, desigur, ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!